Vești neplăcute pentru iubitorii de animale. Cei care își doresc să aibă câini sau pisici și locuiesc la bloc au nevoie de acordul vecinilor înainte să adopte sau să cumpere animalele de companie preferate. Aceasta nu este o regulă specială și o decizie definitivă luată de judecătorii Curții de Apel Timișoara. Iubitorii de animale se tem că s-a deschis cutia Pandorei. Instanțele din toată țara au acum un model de hotărâre, iar odată ce precedentul există, mai multe localități din țară ar putea urma exemplul Timișoarei în această speță sensibilă. O decizie definitivă a Curții de Apel Timișoara, care au menținut o hotărâre a Consiliului Local în 2007, stipulează că cei care vor să dețină animale de companie și locuiesc la bloc trebuie să obțină acordul vecinilor. În primă instanță, Tribunalul Timiș a admis cererea anulând prevederile care îi obligă pe proprietarii de animale de companie să obțină acordul vecinilor, însă sentința a fost atacată cu apel. În cazul în care li s-ar interzice să crească aceste animale, vă dați seama că ei resimt ca o traumă emoțională, ca și când ei s-ar despărți de un membru al familiei. Sunt foarte multe cazuri în care animalele au murit din diverse motive, iar persoanele respective au căzut în depresie, au făcut depresie, pentru că au resimțit foarte profund despărțirea de acestea. În momentul în care păstrarea acestui animal va depinde de decizia altor persoane, implicit acordul vecinilor, iar acest acord nu va fi dat, vă dați seama trauma prin care va trece acea persoană. Nu știu cum va fi rezolvată această problemă, pentru că libertatea mea se termină unde începe libertatea ta, dar totuși noi cei din jur ar trebui să fim mai toleranți. Să nu mai ceară niciun acord, să dea Consiliul Local o hotărâre, să nu le mai țină deloc. Dumneavoastră, sunteți de acord oricum cu această decizie? Nu știu decizia asta, pentru că este, o să fie subiectivă, vecinul e vecin, vecinul o să-i spună care vecin, de unde, vecinul din dreapta, vecinul din stânga. Asta e o aiureală. Ce vecin? Ăla dacă merge cu câinele pe scară și stă la etajul 4 și urinează câinele la etajul 1, ăla nu mai e vecin. Trebuie să-i ceară ăla de la 3. E o prostie. Ferm. Ori îi lași, ori nu îi lași. Magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au decis menținerea hotărârii, arătând că dreptului de proprietate asupra animalelor de companie îi se opune dreptul de proprietate al vecinilor și dreptul acestora de a folosi propria locuință fără ingerințe disproporționate în pașnica utilizare a acestor imobile. Spun, depinde de animale. De exemplu, câinii sunt incomozi. Pisicile sunt incomode prin mobilitatea lor. Păsările nu sunt animale. Pe undeva e justificată problema. Deci dumneavoastră ați fi de acord? Eu n-aș fi de acord pentru că înțeleg și elementul sentimental. Unii crescut de mic, știți noastră că Charles de Gaulle avea o vorbă, că cu cât cunosc mai mult oamenii, cu atât iubesc mai mult câinii. Așa și unii sunt legați și nu știu cum se va rezolva din punct de vedere emoțional problema asta. E cam delicată și e cam târziu. Dar dacă apare această treabă că prin acordul celorlalți se pot ține, da, cred că asta ar fi rezolvarea rezonabilă. Judecătorii au mai stabilit că prin hotărârea adoptată, Consiliul Local Timișoara nu a comis un abuz de reglementare prin stabilirea unor norme care exced competențelor sale legale. Iubesc și eu câinii, mi-e drag, dar eu stau la casă. Și am curte, am 3. Dar stau prin curte, pe acolo, liber, să-l plimbă. Mă ies și pe afară, vin să întorc, sunt tot de micuți. Am o nepoțică să joacă cu ei pe acolo. Dar curte, dar nu, la bloc e problemă. Pentru că sunt grupați aproape unii de alții. Da. Deci ați fi de acord cu această decizie? Da. Dar pentru că direte, altfel erau copii mici. Altul, deranjează să înceapă să-i latre vecinul de ușa din față, să-i latre câinele ăsta altul de dincolo. Iubitorii de animale sunt speriați deoarece mulți au animale de companie de ani de zile și se gândesc ce vor face în cazul în care localitățile din România vor lua exemplul de la Timișoara.